Temeri pentru poluare după o coliziune între două nave în strâmtoarea Gibraltar. Vineri, autoritățile din Gibraltar au depus eforturi pentru a reduce impactul asupra mediului unei coliziuni produse între două nave posibile, în timp ce apar povești care au fost observate cu păsări acoperite cu ulei, iar pe plajele din Spania și teritoriul britanic, acestea devin crescute steaguri roșii, relatează Ager Press. Coliziunea a avut loc în urmă cu 3 zile între o marfă de marfă care transportă profiluri de oțel și o navă lichefiată de transport de gaze naturale. Miercuri seara, nava cargo este ruptă și joi, autoritățile au început să extragă motorina din tancurile sale. Guvernul britanic de enclavă din sudul Spaniei a asigurat vineri că toate motorina din această navă așteaptă. Cu toate acestea, imaginile dronei au arătat o pată de ulei în apropierea barajului pentru a opri răspândirea combustibilului în apă, dar autoritățile se asigură că, în așteptare, secțiunea a scăzut. De asemenea, au fost făcute echipe pentru a îndepărta scurgerea de petrol atinsă de pe țărme. La rândul lor, autoritățile spaniole au interzis înotul în zone în care petele de petrol au fost identificate în apropierea țărmului.